Dacă șemineul dumneavoastră scoate fum, atunci soluția este Gemi. Haideți să vedem cum rezolvăm în mod definitiv problema fumului cauzat de șemineul dumneavoastră cu aspiratorul Gemi, în câțiva pași simpli. Acum vom monta aspiratorul Gemi. Acesta este un coș de fum, acesta este aspiratorul Gemi, iar acesta ești tu. Ne dotăm cu o ruletă, o foarfecă, o șurubelniță fixă, două chei numărul 10, o cheie numărul 13 și instrucțiunile conținute în fiecare cutie. În acest tutorial veți vedea toate etapele de montare. Sunteți gata? Primul lucru de făcut, înainte de a comanda aspiratorul Gemi, este de a verifica dacă forma hornului dumneavoastră este rotundă, pătrată sau dreptunghiulară. Dacă coșul dumneavoastră de fum are la exterior un horn de formă pătrată sau dreptunghiulară, atunci veți găsi kitul complet de montare în cutie. Dacă hornul dumneavoastră este constituit doar dintr-un coș de formă rotundă, fără strat de zidărie, atunci trebuie să solicitați un adaptor rotund personalizat. Luați ruleta, măsurați diametrul exterior al tubului dumneavoastră și comandați împreună cu aspiratorul Gemi și adaptorul rotund. Așezați cutia pe verticală cu partea care urmează să fie deschisă în sus. Deschidem cutia tăind fașetele din plastic cu foarfeca sau cu un cuțit. În afară de aspiratorul Gemi, înăuntru veți găsi 4 console mari, 4 console mici, instrucțiunile de montare, șuruburi și piulițe necesare pentru instalare și regulatorul de viteză. Să măsurăm dimensiunea coșului de fum. Poziționăm cele 4 console pe cele 4 laterale ale aspiratorului. Luăm ruleta și îndepărtăm consolele cele mari în funcție de dimensiunile coșului nostru, adăugând un centimetru în plus, în așa fel încât să se potrivească perfect pe horn. Blocăm cele 4 console mari cu cele 4 console mici existente în cutie, ajutându-ne cu două chei. În funcție de lățimea hornului, consolele mici pot fi fixate în interiorul sau în exteriorul celor mari. Luăm șuruburile cele mai mici cu piulițele pentru a fixa cele 4 console mici de cele mari. Aliniați fantele consolelor cu orificiile de la baza aspiratorului Gemi și fixați cu șuruburi și piulițe, ajutându-vă cu o cheie. Cu cea de-a doua cheie, strângeți bine șuruburile. Controlați din nou dimensiunile înainte de a strânge toate șuruburile. Thank you.
Acum, haideți să scoatem aspiratorul din cutie, prinzându-l de părțile exterioare. Acum, aspiratorul Jemmy este gata pentru a fi instalat. Poziționăm aspiratorul Horn. Luăm cele două buloane mai lungi din cutie și fixăm aspiratorul pe Horn. Acum, trebuie să prelungim cablul până lângă aspirator pentru a-l putea duce până la unitatea de reglare, care de obicei este poziționată lângă coș, pentru a asigura o utilizare mai confortabilă. Atenție! Evitați deconectarea cablului de la regleta de conexiune a motorului pentru a folosi ulterior cabluri diferite, deoarece cablul pe care l-am inclus în kit este un cablu special potrivit pentru temperaturi elevate. Acum vom conecta cablurile în regleta de conexiuni a unității de control. Conectați aici cele două cabluri care merg la aspirator. Conectați aici cele două cabluri de împământare comună care provin de la împământarea sistemului și a aspiratorului. Conectați aici cele două cabluri care provin de la alimentarea cu 220 V. Acum putem fixa regulatorul de perete sau, dacă doriți, puteți să-l încastrați în interiorul peretelui respectiv. Pornim aspiratorul și rotim butonul de reglare în funcție de viteza dorită. Aspiratorul Jemmy are 6 viteze de aspirare. Este silențios și sigur. De fapt, lângă întrerupător, există o siguranță de protecție în caz de scurt circuit. Cu aspiratorul Jemmy în casă sau în biroul dumneavoastră, nu vor mai exista probleme legate de fum. În cazurile în care hornul dumneavoastră are forme speciale, nu vă faceți griji. Ne-am gândit la toate soluțiile. Iată câteva exemple. Dacă hornul dumneavoastră este rotund, în interiorul unui coș de fum pătrat sau dreptunghiular, trebuie să închideți spațiul dintre coșul de fum rotund și cel pătrat cu mortar sau tablă, în așa fel încât să nu se disperseze forța de aspirație. În cazul în care aveți mai multe coșuri de fum rotunde în interiorul unui horn din zidărie, prelungiți coșul de fum vizat și instalați aspiratorul cu ajutorul adaptorului rotund, în funcție de diametrul exterior al coșului dumneavoastră rotund. În cazul în care hornul depășește dimensiunile aspiratorului Jemmy, adică este mai mare de 43 de cm pătrați, trebuie să instalați aspiratorul cu ajutorul consolelor reglabile mari, folosind 4 dibluri Fisher pe verticală, pe cele 4 colțuri ale aspiratorului. În cazul în care aveți un horn doar cu o latură mai mare de 43 de cm și o alta mai mică de 43 de cm, trebuie să instalați aspiratorul cu ajutorul consolelor mici existente în kit.